Până acum, trezire spirituală și profesie erau dezmembrate, da, separate. Ori acum, ieri, de ieri, trezire spirituală sau crești în spiritualitate sau zi cum vrei, te deschizi dinăuntru, e profesie. Da? E să te ocupi tu cu tine. Da? Pentru că faci diferența. Da? În afară, simbolic se făcea până acum diferența. Era organizată o profesie să faci să nu-ți fie trist, să-ți faci să-ți vezi de viață, să te simți împlinit, să te simți bucuros. Înapoi la origini, înăuntru tău. Profesia ta adevărată e să crești spiritual, e să te dezvolți spiritual. În afară se proiectează simbolic. Un fel de... Da. Simbolic se proiectează că ai succes, ai ajuns nu știu și omul și unde am ajuns eu nu știu, n-am niciun succes, nu e nimeni cu ai mei, certați cu certat, bani, niciun ban, niciun sfans în viață personală, nică, ce, care, unde, da? Ei, ești foarte bine, acolo e, acolo e, despre asta e, despre asta e, asta, de ce ți era frică, peste asta ai dat, acolo e, acolo e macazul, acolo e, da? Nu, 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 să fiu fericit, să fiu fericită în afară, să am tot ce-mi trebuie, să... asta e confortul, ăsta e confortul, da? Confortul înseamnă când afară e totul chichipiche, da? Se proiectează totul. Familia te iubește, te adoră, tu ești mulțumită, da? Tu ai profesie și plătită extraordinar și una, două pleci în vacanță, una, două stai bine, mersi, una, două, da? E invers, e înăuntru, da? Afară se proiectează așa, când înăuntru e aiurea, da? Și cum începe să se proiecteze în afară, ca cu domacu, nici o înțelegere, nu merge nici aia, nici aia, nici... se colapsuie. Bagă-ți mințele în cap. Câte ori am zis asta? Am tot înregistrat și tot acolo mă întorci. Ok. Asta este ceartă sigură cu ea în fața camerei. Da? Pentru despre asta e vorba. Acolo ești. Cu cât mai mult dezastru e în față. Și nu înțelegi, domnul, nu te înțelegi. Nu, domnul, trebuie să lucrezi asupra ta ca să te înțelegi cu... Nu. Tu lucrezi asupra ta pentru tine. Nu e dânși ți-o-i da. Eu lucrez asupra mea, înăuntru meu, lucru actorului cu el însuși. Ca să mă înțeleg cu nu știu ce rudă, vezi, Doamne, că, sau cu jumătatea mea, vezi, Doamne, că aia e pe pereți, sau cu... Nu! Tu lucrezi cu tine pentru tine. Nu ai treabă, acolo se colapsuie. Ce credeai tu că trebuie să fie, nu se mai trăiește așa, da? Trebuie să fie înțelegere că nu există în afară, las-o așa, las-o moartă, las-o baltă. Păi cum? Păi stau într-o casă cu n-ai treabă, da? Închide ușa, pune-ți asta, ascultă. Acolo ai ajuns. De unde ai pornit, acolo ajungi, da? Înapoi în viitor. S-a cliruit și tot mai adânc și mai adânc vezi unde ești. Da? Și nu asculți de nimeni. Îți place, mai intri, mai vezi un tarot, un... Scandinavia în pietricele, Vedminski pietricele, vrăjitorește mai, da? Mai arunci descântece în nasturi și așa mai departe. Acolo ești. Despre asta e. Despre asta e tutti de tete, așa. S-a schimbat tarotul, am mai zis, s-a schimbat runele, s-a schimbat sensul, nu că să fie la fel, nu trebuie să, da. Sensul s-a schimbat. Vai, când deschid asta mi se face rău, dar ce e aici, dar asta e ce, da? S-a schimbat sensul. Asta trebuie să accepți. Ce e asta, trebuie să accepți asta ca să se deschidă mai departe, da? Și ți-e frică să, da, experiență personală. Da? Colectiv. A, nu, nu, despre asta nu vreau să deschid tarotul despre așa ceva. Nu, nu, eu mai bine ce face bine și ce, da?
Așa, acolo. Deci le-ai întors invers. Da. Toate se... Excelent. E? Acolo ești. Totul s-a schimbat, totul e invers. Ah, aha. Ok. Toate răspunsurile le ai înăuntru. Tot, 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 tot. Nu ai treabă cu în afară nimic. Păi, senărui, că am crezut că am întâlnit jumătatea, da? El sau ea. Era așa frumos și gata, da? Nu e despre asta. Lasă acolo, ai simbolic. Da? Păi cum? Păi stau într-o casă, stau cu omul. Nu mai e treabă. O să ajungi, pe cuvântul meu, o să ajungi că la un moment dat în fața ta, așa au și fost experiențe personală, omul se transformă în fața ta. Ai ales să zici altfel ceva sau ai reluat faza? Omul nu știe, da? Tu rezolvi. Deci să răcoric brusc. Tu rezolvi ce și cum. Tu hotărăști, da? Și s-a întâmplat o situație, o discuție, da? Și s-a terminat cumva. Și tu te-ai intrat în tine o clipă, te-ai dus acolo. Da? Și vine apoi ca și cum nu s-a întâmplat nimic și o iei de la capăt. Da, în căpșorul tău ai rezolvat altfel situația, da? Ei de la capăt și nu, te sperii de cât de perfect și de acolo se întâmplă situația așa cum ai zis tu. Ea de fapt se întâmplă când treci prin cer, când îți curăți ca și cum peste un an, doi, da? Tot nu mai ai răbdare să aștepți, stăm aici, ne-am trezit și stăm noi după, da? Repede intrată, 19 minute interstelare. E cum știu, cercul. Mai stai să tărâm, tărâm, op și așa. Da? Și stai de vorbă deja cu omul la alt nivel. La alt nivel. Și nu e despre asta, că să stai de vorbă cu nu știu. Dar te distrezi. Asta înseamnă confort. Da? Ieși din confortul tău, ieși din simbolismul de afară. Adică intră înăuntru, ieși din afară înăuntru, ieși din confortul tău, despre asta e tot și confort, confort, eram, vai de mine, pe pereți eram, la lucru eram, dansam în papuci de nu mai puteam noi, nu știu ce, în spectacole de așa, ori întregi și repetiții și vai de noi, și veneai acasă moartă cu palanca la pământ și încă și te erai în proces de trezire și încă nu înțelegeai unde... Și tot ieși din comod, din comod și nu știai. Mă, neodată, 11 minute interstelare, încă o dată, da? Vai că îmbătrânești dacă faci din astea, păi ce să faci? Asta e. Păi îmbătrânești așa, scâțind, ori faci așa odată, 7 ani, încă 7 ani, și bate la ușă doamna cu coasa, da. Da, dar măcar ai făcut ceva, ai ieșit din confortul tău, simbolic. Ai făcut repede câteva 11 la pătrat minute interstelare și te duci la ușă și o aștepți așa, doamna cu coasa, să vezi ce. Mai facem ceva, mai am treabă aici sau energie pură, am plecat. Da, acolo e. Acolo e, despre asta e azi, despre tine asta e. Da? Steaua care a răsărit, căci mii de ani mi-a trebuit luminii ca să ajungă, da? Mi-a trebuit acolo, acolo. Uite aici, îndrăgostiții. Ai văzut ce frumos. Așa, ai ieșit din zona ta din confort, din afară, din tot ce simbolic se proiectează din afară. Tot ce te înconjoară, tot înăuntru tău a intrat. Da? Zona ta de confort e în afară, de neconfort e înăuntru, că trebuie să te asculți, trebuie să simți. Acolo e. S-a schimbat traiul. Ți-ai cam alaiu. Ce spune pe mine asta? Ho, 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 ho. Da. Bun. Acolo ești. Sper. Cum auzi ieși din zona de confort? Ai, ce trebuie să mă bag în mine.
Dar mi-e așa de fain să stau la povești, să mă distrez, să mă simt bine cu rudele, cu... De aia ți se blochează un fel de... De aia ți se aranjează așa, pentru că trebuie să trăiești altfel. Divin ți se aranjează. La rude, la jumătatea ta, la tot ce te înconjoară. Ca să intri în tine, domnule, și să crești, să crești, să crești și crescând să pleci de aici. S-a schimbat utilitate, viața s-a schimbat. Acolo ești, despre asta era vorba, nu? Dar tu nu, tu Batman, Batman. Bun. Ok.